Procururile sunt un concept destul de important în React. Respectiv, trebuie să ne mai jucăm un pic cu ele ca să ne asigurăm că am înțeles totul despre ele. Respectiv, am gândit un exercițiu destul de interesant care ar veni să ne ajute în acest sens. Am creat aici uh, o mică interfață nu ne concentrăm acum pe partea de UI, o să primiți tot codul sursă în descrierea videoului. În momentan să ne focusăm un pic pe conceptul de propuri. Dar pentru început, haideți să ne jucăm cu o funcție super simplă, da? O să creez aici o super, o funcție simplă numită add, care va primi doi ar, doi parametri A și B și ne va returna suma lor, da? A B. Deci facem o funcție simplă în JavaScript, după care o să fac analogia corespunzătoare în React. Respectiv, când vrem să utilizăm această funcție, doar o apelăm cu parametrii necesari. 10, 20. Evident că o să primim răspunsul 30, doar dacă o să-i dau și un console.log aici. Da? Și dacă o să vreau să mai folosesc o dată această funcție și să-i schimb valorile, o să-i pun un 30 și un 27, o să-i dăm un run și o să vedem că obținem 57. Nimic ciudat până la această etapă, cred că toți sunteți familiar cu acest concept. Dar totuși, care este legătura cu React-ul? Păi, în RIECT, cum v-am mai zis eu, o componentă este o funcție. Deci și sintaxa ei ne zice de fapt că ea este o funcție respectiv, ca și într-o funcție normală, noi interiorul ei calculăm, facem diferite manipulări cu datele pe baza parametrilor de intrare. Și când vrem să utilizăm această funcție, doar schimbăm parametrii, respectiv funcția o să facă aceleași operații, doar că o să ne dea un output uh, diferit în dependență de ce facem noi acolo, ce date îi pasăm acestei funcții. Exact așa funcționează și reactul în sine. Da? El este o funcție, până la urmă orice componentă este o funcție, care returnează un bloc de GSX. Da? Deci dacă într-o funcție normală returnăm valori normale cu care ne-am obișnuit în JavaScript, fie ele primitive, obiecte sau array-uri și așa mai departe, în React noi putem face return-ul ăsta sub forma de GSX. Respectiv, în interiorul acestei funcții, noi am putea avea parametri, deci am putea să-i pasăm niște parametri și funcția respectivă să se comporte diferit în uh, dependență de ce îi pasăm noi ei. Așa că, momentan, această, uh, această, componentă card pe care am, o am eu aici afișată, are datele hardcodate aici direct în codul nostru GSX. Momentan nu am, uh, nu am uh, făcut nimic ciudat cu asta. Haideți să extragem aceste date separat în prop și să le pastăm prin intermediul propurilor. Pentru aceasta o să deschid fereastra mea de app.js spre dreapta, unde am utilizat componenta mea card și o să-mi creez un obiect numit data care va conține toate datele care le avem noi aici în interiorul uh, componentei noastre. Ok, și... Pentru început, haideți să identificăm aceste date. Evident că o să fie în prima dată numele, name, o să-i și pasez acest nume direct, Capovalov Alexandru, în cazul meu, ok. A doilea este mentor, o să scriu aici skill train position, O să pun mentor, după care o să pun o altă poziție pe care o să o numesc actual job, unde o să adaug front-end developer-ul. Mai departe o să iau această descriere lungă și o să îi scriu ceva de genul short description. Da, cred că am ceva erori cum mi s-a copiat codul, dar repar imediat. Cred că vă codul își face un pic de cap, dar nu cred că ar trebui să ne oprească acest lucru. Da, deci cumva îi generează new space-urile și asta nu îi place neapărat JavaScript-ului, dar am reparat rapid această chestie. Mergem mai departe. Și să vedem ce mai avem aici. În primul rând avem linkurile către social media, o să fac următorul lucru, social media links și în interior chiar o să-mi creez un obiect, de ce și nu. Da, și o să-i pun poziția de GitHub, unde o să-i dau linkul către GitHub-ul meu. Să nu uit la final să-i dau o virgulă aici, pentru că am adăugat o nouă proprietate în obiect. Să închidem un pic ferestrui ca asta să avem mai mult spațiu. Așa. Deci, Respectiv, următorul link care o să vreau să-l adaug eu aici, văd că este linkul către pagina de LinkedIn. Deci, o să mai adaug și pagina mea de LinkedIn aici, după care vedem că mai avem acest avatar pe care l am eu aici. O să copi tot din interior și după aia vedem un pic cum ne jucăm cu acest avatar. Dar, avatar, momentan, zic că este suficient. Ok. Și am, am o mică problemă aici, dar am și rezolvat-o. Ok. Deci am avatarul, am social link-ul și cred că am extras toate datele necesare de aici. Ok. Deci, momentan, datele mele se află într-un obiect numit data și fiecare uh, poziție sau mai bine zis proprietate din uh, acest obiect conține datele pe care eu urmează să le utilizez în interiorul cardului meu. În uh, în acest. în React, o să vedeți că noi putem să pasăm date datele foarte ușor în interiorul componentelor, exact cum am făcut-o noi aici cu o funcție, când ne-am adăugat câteva câțiva parametri la funcția respectivă. Și anume, noi putem să facem acest lucru sub formă de. sub analogie, acum adăugăm atributele la tegurile noastre de HTML. Da? GSX-ul ne permite foarte ușor să facem acest lucru, respectiv când vrem să adăugăm un prop nou, dați să trimitem o proprietate nouă în interiorul componentii noastre, ca și cum am adăugat un atribut la tegul nostru de HTML, dacă să facem așa o analogie. Și numele pe care o să-l adăugăm noi o să fie numele din obiectul la props care o să ne vină în componentă. Pentru început, haideți să pasăm doar data care va fi egal cu data, da? Vă reamintesc că în momentul în care deschidem în blocul nostru de JSX acoloadele, noi putem să introducem aici deja uh, elemente din JavaScript, respectiv data-ul meu de aici va fi egal cu data-ul meu de aici. O să-i schimb și un pic uh, uh, numele la propul meu ca să nu creăm confuzie cu data-data. O să-i zic card details, da? Deci o să numesc propul meu card details și o să-i pasez obiectul data de aici, dar am schimbat data să nu creăm o confuzie, cumva să nu vă încurc. Respectiv, eu acum, dacă merg în componenta mea și adaug props aici, da? După cum v-am mai zis, noi nu o să avem, chiar dacă adăugăm name egal cu data.name, în moment, aici, în interiorul cardului, nu o să avem ceva de genul care detail, details ne. Cumva, reiectul sau mai, ne înglobează toate toate proprietățile acestea care le scrim sub formă de atribute, da, numele atributului egal și valoarea lui, deci le înglobează pe toate într-un singur obiect pe care noi obișnuim să-l numim props. Și vă recomand ceva vă o să faceți acest lucru, pentru că asta, când interacționați cu, alt cod scris de altă persoană, o să vă facă foarte ușor legătura asta. Ok, asta sunt date venite din afară, decât dacă o să-i ziceți voi data și o să stea omul și o să gândească ce vrea să zică data asta dacă o găsești undeva prin codul lui. Ok, Momentan lăsăm props aici. Pierdem acest name că nu avem nevoie. Îi dăm un save. Și pentru început, haideți să-i dăm un console.log la acest props. Să vedem ce poate el să facă. Da? Deci iarăși, noi până la blocul ăsta return putem să facem, să folosim JavaScript-ul exact cum am facem. De obicei, putem să ne declarăm constante, putem să dăm consologuri și așa mai departe. Deci ăsta este blocul nostru, și unde putem noi să scriem uh, cod de JavaScript exact cum am face într-o funcție normală. Tot ce diferă este blocul ăsta de return. Să revenim către componenta noastră și dacă vrem, vrem să vedem acel output din consolă, deci acel consolog de props pe care l-am făcut, o să deschid uh, panoul de developer de aici, inspect, respectiv o să mă duc pe tabul de consol și o să văd că am primit un obiect aici. Acest obiect nu este nimic altceva decât deci consolul ăla de props. Și vedem că acest obiect conține un field numit Card Details. Da? Card Details. De unde s-a luat acest Card Details? Păi în locul ăsta eu i-am dat uh, numele la propul meu. Da? Pot să-i zic My Data și când o să dau un Save, vedeți că la următorul Save deja propul o să conțină proprietatea MyData. Cred că în momentul ăsta ați făcut mai bine legătura ce înseamnă acest propuri. Da? putem să-i mai adăugăm un prop, de exemplu, cum am zis, name-ul, care va fi egal cu data.name și vedem că avem acest MyData, care îl avem aici tot. Avem name-ul care este, este deja așa povalov Alexandru cum am făcut legătura cu data.name deci, cam asta este ideea cu propurile. Noi pasăm datele în interiorul unei componente exact cum am face într-o funcție, atât că toate sunt înglobate într-un singur obiect numit props. Respectiv, din obiectul ăsta props, noi putem să ne extragem datele și să le utilizăm în componenta noastră. Ok. Deci, zic că în momentul ăsta putem să ștergem acest name aici, că nu am nevoie de el, și să începem să ne populăm componenta noastră cu datele deja venite din afară. O să-i schimb numele din My Data în Card Data. Să nu uit să-i dau un save. Respectiv, când o să vreau să utilizez datele mele, aici în loc de șapopală Alexandru, numele hardcodat, o să-i pot zice props. Card da? O să-i dă un save și o să vedem că absolut nimic nu s-a schimbat pentru că numele a fost legat corect. Ok. O să merg aici și o să-i schimb atunci mai departe datele. Props.CardData. Ce avem aici? Avem skill brain position. Da? Deci poziția în cadrul skill brain. Respectiv props.CardData skill brain, nu skill brain position, că o să fie de fapt actual job. Da, vedem că cardul nostru rămâne nemodificat pentru că noi facem tot corect și legăm bine datele. Se face mai departe această modificare, o să șterg tot acest bloc de cod care l-am aici și era static, acum o să fac componenta mea mai dinamică, respectiv o să-i pasez props.card.data. Ce mai avem noi aici? Short description. Da, deci asta este proprietatea care vreau să o pun aici. Mergem mai departe, avem linkul către GitHub. O să pun aici props.card.data și să ne uităm un pic. De fapt, linkul nostru de GitHub se află și el la rândul lui într-un obiect, respectiv o să-i zic uh, social media links. Asta mă va duce doar la tot obiectul, dar eu am nevoie din social media links-ul ăsta de poziția de GitHub, da? de proprietatea asta de GitHub, respectiv social media links. Și analog cu ăsta o să merg și la linkul meu de LinkedIn și o să fac același lucru. Da? Deschid acolo de Asta îmi permite să bag JavaScript-ul. Încă o dată vă reamintesc, respectiv pot să bag aici props.carddata.socialmedialinks.linkedin. Așa. Să-i dăm un save și să vedem ce ne-a mai rămas noi aici o să modificăm. Da, ne-a rămas sursul la image respectiv tot ce o să trebuiască să fac eu la image-ul ăsta, să-i șterg acest require și ce am mai adăugat eu aici și să-i pun pur și simplu următorul lucru. Deci o să-i pun props punct card, card, data punct avatar. Da. Deci toate datele mele acum nu mai sunt legate de nu mai sunt codate și vin din afară, vin din acest uh, din această funcție app pe care o avem aici, unde ne-am declarat constanta noastră data. Momentan datele noastre sunt dinamice, am dat să ai peste tot, să revenim aici, dăm un refresh și vedem că datele au fost adăugate corect. Da, deci cartul nostru nu s-a modificat cu nimic. În schimb, dacă merg în acest obiect, de exemplu, și șterg name-ul, o să vedeți că dispare numele care l-am acolo, pentru că datele deja sunt miduite cu acest obiect. Da, putem să dăm click pe linkuri, mă duce către linkul de GitHub, mai dăm un click, mă duce către link-ul de uh, către profilul de LinkedIn. Ok, deci, cam asta am vrut să vă zic eu despre propuri, să vă mai arăt un pic detaliul ăsta ca să înțelegeți voi mai bine ce avem uh, de făcut cu ele și cum funcționează. Și să vedeți această legătură cu o funcție normală din JavaScript. Și exact cum noi am adăugat o funcție normală aici, așa putem să adăugăm și noi proprietățile în cadrul componentei. Deci nimic diferit. Dacă o să aveți această legătură în cap, cred că mai ușor o să vă dați seama care este treaba cu aceste propuri. Și rămâne să mai fac un singur lucru. O să adaug un array aici, că de obicei nu avem o singură dată, avem mai multe. O să o copiez. O să-i dau o virgulă aici. Ceva de genul că aș avea două obiecte în loc de unul. În cazul dat, deja aș vrea să generez două carduri. Mai extrag, mai pun un card aici și pentru primul card o să-i pasez datele de pe prima poziție din obiectul, din array-ul Data, și pentru al doilea card o să-i pasez deja prima poziție din array. Respectiv, ar trebui să am aici în. în pagina mea, două, două carduri separate. Da? Și pot să intervin în cardul ăsta, să-i modific numele, da? să-i mai pun tent, să mai schimbăm și descrierea un pic, poate. Să dăm un save și vedem că într-adevăr cardul nostru a fost uh, modificat cu succes. Și cam asta a fost despre propuri, mai departe rămâne la latitudinea la voastră să vă jucați cu componentele, să-i pasați tot felul de propuri și să vedeți cât de interesantă este de fapt această parte a riectului. Mie nu îmi rămâne decât să vă zic că găsiți codul respectiv în descrierea uh, acestui video și spor în continuare.